Asta a fost un loc de bună dimineața. Da, loc de salut, bine ați venit. Astăzi suntem în natură, avem parte de voie bună. Vlad ne face o incursiune prin ferma lui. Am început cu curcanii, curcile, iar acesta este un pic violent, eu vă spun. Nu știu ce-i cu el. Ca orice bărbat adevărat își apără teritoriul aici, frate, că noi suntem un pic de intruși aici, știi? Spune-mi, de unde ți-a venit ideea de a face o fermă? Ideea de a face o fermă, Damiana, mi-a venit pentru că eu am copilărit în gospodăria bunicilor, știi? Am crescut cu animale, cu tradiții, cu tăiatul porcului iarna și așa mai departe. E, dacă fugi, să știi că vine după tine. Dacă stai pe loc, nu vine. E o problemă cu mâncarea astăzi, toți știm asta. Mâncarea foarte procesată, foarte industrializată, e foarte eficient de obținut, foarte ieftin de obținut, dar e un cost. Undeva tot e un cost. Noi zicem că nu are în ea costul cu asigurarea medicală, știi? Pe care plătești mai târziu. Asta e o mâncare care te hrănește sănătos sau care chiar te vindecă. Eco-bio până la capăt. Până la capăt. Mai mult decât bio. Aici avem roșiile. Astea sunt pentru consumul propriu, pentru familie. Mamă, ce mare s-au făcut astea! Da, tati. Ei, ia, care? Ce este important? Auzi, dar ție îți plac roșiile? Da. Cu ce? Cu brânză? Nu-mi plac. Și ce este important aici este că noi folosim gunoiul din gospodărie, de la animale, special de la pui. Pui în primele 3 săptămâni trebuie să stea închiși pe un aștenut de rumeguș și tot gunoiul care rezultă îl folosim la solar. Ei chiar trăiesc fericit aici. La sol? Trăiesc la sol, trăiesc la aer curat. Uite, vezi, ei se mută în fiecare zi puii. Și Justin acum știe mișcarea. Să ne arate. În fiecare zi vine pe un perimetru nou. Ei urmează să fie mutați acum. Uh-huh. Și tocmai pentru a avea hrană proaspătă în fiecare zi. În fiecare zi. Și așternut curat, ca la hotel. Și la hotel, dacă te duci, fiecare dimineață, dacă vrei, se schimbă prosoapele, cearșafurile, tot. Și se face și curat. Bine ați venit în raiul porcilor! Ce te chirghiolea? Uite aici, bucurie! Asta e raiul porcilor, am vrut să vi arătăm mai înverdeați așa, dar ei acum sunt la programul de wellness, spa, așa cum vorbeam acum pe drum încoace. Nu cred că este o viață mai frumoasă, dacă ai fi porc, așa ai vrea să trăiești, cu siguranță. Au tot ce le trebuie. Spațiu, libertate, verdeață, nămol, ce să mai, ăla e cel mai important. Și foarte gustos. Dar unde-ți dorești să ajungi cu afacerea asta? Așa de tare am intrat în povestea asta. Efectiv, nu e business. Deocamdată e efort. Foarte mare efort, să știi. Dar e o mare satisfacție pentru că atunci când ajunge carnea asta pe masa oamenilor, feedback-ul e fabulos.